Castelele Telechi din județul Bistrița-Năsăud reprezintă două monumente istorice de importanță națională. În prezent, acestea sunt abandonate, însă, din fericire, nu pentru mult timp. Consiliul Județean a făcut primul pas pentru reabilitarea castelelor prin alocarea de fonduri pentru studiile necesare valorificării acestora ca puncte turistice. Zidurile prezintă fisuri, bolțile sunt parțial prăbușite, iar umiditatea este excesivă. Apa pătrunde în imobile, iar igrasia urcă până la 2-3 metri. Tâmplăriile, finisajele și componentele artistice sunt compromise, smulse sau lăsate să cadă, amenințând cu dispariția parțială sau totală a acestor monumente. Cele două locații figurează pe lista bunurilor aparținând domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, administrator fiind Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Castelele de la Pomuș și de la Comlot, care au aparținut familiei Telechi, vor fi în sfârșit reabilitate și valorificate turistic. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a alocat din bugetul propriu aproape 2 milioane de lei pentru studiile necesare pentru reabilitare și 400.000 de lei pentru un studiu de fezabilitate și proiectare. Cele două castele au o importanță, în primul rând, istorică și, pe urmă, o importanță din punct de vedere turistic. Se dorește reabilitarea acestor castele pentru a putea fi introduse într-un circuit turistic al județului. Castelul Telechi de la Comlot a fost construit în 1756. În 1951, clădirea a fost naționalizată, iar după Revoluția din 89 a intrat în administrația Consiliului Județean Bistrița. În prezent, castelul este o adevărată ruină. Singurele încăperi utilizate sunt cele în care funcționează un bar. Localnicii din sat își amintesc cu nostalgie cum a fost acest castel cândva, iar acum sunt mâhniți că nimeni nu ia măsuri. Deocamdată să dărâmă, să duce jos cu tătul. Nu, dacă ar ști cineva cât de cât să-l pui la rând, să restaurezi un pic din el, nu. E păcat de el, că e frumos, e frumos, da. Domnule, înainte a fost cum e păpușă și am stricat. Că nu mă cam și să nu cadă pe om să moară pe cineva. Eu spui de dumneavoastră. Castelul Contelui Telechi de la Posmuș este și el un monument istoric de interes național, ce a fost construit în secolul al XVIII-lea. În timp, starea acestuia s-a degradat, ajungând o ruină. De-a lungul timpului, geamurile și ușile au fost furate, iar tencuiala a căzut. Castelul în patrimoniul Consiliului Județean, prins într-un proiect pentru restaurare, se fac măsurători, studii, încă nu m-am măsurător până acum. Știți cumva cât costă studiul, cât costă proiectul? Nu știu. Deci știu că sunt alocați bani de la bugetul local, bugetul Consiliului Județean. În ce sumă nu sunt sigur să vă spun. Deci se fac măsurători, a fost licitație pentru proiect, acum se face măsurătorile la proiect, se face licitația. În rest, se lucrează, început să lucreze, să fac măsurători. Așa? Ați fost acolo? Am fost. Acolo trebuie miliarde ca să se poată retroceda iarăși circuitului, cum a fost la circuit turistic. E cad pereții jos, deja s-au făcut niște săpături acolo, aproape egal cu zero, alea nu mai sunt la nivelul ăsta. Tăte era puță și ați văzut și de camere sunt acolo, alea lungi, tăte camere. Acolo tăsta care lucra la gostat, la groful, oameni, biriș, copii, era pus la rând acolo, la e dezastru. De ce s-a ajuns în situația asta? De ce? N-are stăpân. N-are stăpân, nu se mai leagă nimeni, numai să-l hărămnească, să-l fure. Autoritățile locale speră ca odată refăcută clădirea să intre în circuitul turistic, iar numele satului să se facă cunoscut.